Pleacă, mă, că nu cred. Nu cred că o să iau de ajuns. Salutare tuturor, eu sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod pe acest canal de Need for Speed Underground 2. Și am impresia că se vede pe o joculețul, păi se vede pe o jocul, da. Dați-mi mie să fac setările la joc. Așa, level of detail la maxim. Astea-s bune, default nu. Bun. Se vedea prea blurat. Astăzi vom continua joculețul. Vom continua făcând cursele următoare la care am ajuns la momentul de față. Și în episodul ăsta s-ar putea să avem parte de circuite, nebuneli, curse lungi, pentru că data trecută știu că am făcut noi drag race-uri. Adică ăsta e cazul fericit, cursa asta, dar de aici... Aia tare. Că pe tine te aștept. Dacă mă împinge ăsta cu Ford-ul. Dar capul meu cum s-a duce ăla aia. Pleacă, mă, că nu crede cu... nu cred că o să iau de ajuns. Nu. La limite eram. Că i-am luat la viteză doar că am fost prea târziu. 13 sutim, 15 sutim. Restart. Hai că de data asta îi batem. Asta a fost numai încălzirea pentru că nu m-am mai jucat de mult. What? Aud un sunet ciudat la mașină când schimb treptele. Aia, eu aici pierd viteză, să trag palme. Și mașina nici nu virează. Aha, pierd. Acum mai dăm la maxim. Bun. Asta a fost prima cursă. Am dat 2000 cumva sau n-am văzut-o bine. Da, mi-a dat 2000. Destul de mult pentru ce curs au fost. Hai să vedem. Cred că o să le iau eu în ordinea în care se ia acum pe hartă. O să luăm... o să începem așa cu orașul ăsta în episodul de azi. În episodul viitor o să facem a doilea oraș și tot așa. Și apoi la finalul stage-ului o să avem parte de ureleuri multe. Vai de capul meu, o să vedeți voi alea cât de... adică... o să fie mai lungi, mai... parcă văd că o să fie și de... 6 ture. O să fie și 3 într-un stage, cred că v-am mai zis treaba. Două mașini de Subaru, glumești, nu? Mașinile alea sunt extraordinar de rapide și de puternice. Au motoare de 2.5 turbo benzină. Ascultați-mă ce motoare au. Ia s-a auzit turbina la ala. Și la asta. Asta un Mitsubishi Eclipse. Ce ciudat la mașină. Cred că v-am zis și în episodul anterior, prinde 186 de aia, sau cum zic, prinde 186 pe Dyno Track, dar aici pe șosea prinde numai 176. Și nu înțeleg de ce. Da, prima cursa asta mai făcut-o odată. V-am zis eu că am crezut că e o cursă pe care am mai făcut-o, dar... de fapt, să zic că am făcut-o numai că a fost invers, am crezut că e alta. V-am zis eu că în jocul ăsta o să avem curse inverse. Ia uitați-o, asta-i.
seamănă cu aia. 2, 3, 4 episoade, nu mai știu exact, dar am mai făcut-o odată. Au, am avut viteză prea mare acolo, nu tot timpul mi este treaba aia. N-am chef să fac, vedeți că e... opolesc sensul ăla giratoriu, dar... e cam... e cam greu să mergi și cu viteză mare și să-l oculești. 3 ture. Destul la mult. Nu știu, m-am gândit să tai pe filmare, la, mai ales la circuite, pentru că... na, oricum acum ați văzut că am primit tura. Și la practic asta o să fac de încă două ori. 179... ia mă că prind 180! Lumești, nu? Hai că e bine. Tocmai ce ziceam, că mașina asta nu prea duce mult și uite că... înainte la 176 s-auzea... bătaia aia în motor, să zic așa. De fapt, nu cred că e bătaie, cred că e... întrerupe motorul, să zic așa. Ca să înțelegeți. Ia să mai dau o dată. Aaaa, am vrut să văd dacă duce mai mult de 100. Ce bă? Pleacă mă că nu cred eu că asta m-a ajuns. Văd că mașina nu mai, nu știu cum zic, schimbă mai puternic și nu mai stă mult până schimbă treptele. Și îi place să stea în trepte mici. Mă scuzați, nu asta am vrut, cap am vrut. Ce mașină are ăla oare? Ori o avea Subaru, ori era cu Mitsubishi. I don't know. Tocmai ce am avut două ture umplute la maxim de nitro și am dat într-un parapet de ăsta de la 180 de mile. Nasol. Dar sper eu că iau înapoi. Ia să vedem. Deci am aflat cine a fost ăla, era Mitsubishi în spate, vedeți, Eclipse. 180, aha, de-aia a avut, de-aia s-a apropiat de noi. 183 a avut. 155 Subaru, 180,9 prin imaginuța noastră, nu știu ce s-a băguit și a dispărut. Crezut că mi-a dat care jocul. Bun, hai să continuăm. Bă, a fost faină cursa. Sincer, m-am distrat la ea, m-am dus destul de tare și... parcă trece timpul mai repede când merg și tare. Și pe asta am mai făcut-o de asemenea. O fac, dar e destul de lungă. Și acum bănuiesc inversa. Stai să-mi imaginez. Da, e inversă cursa. Am mai făcut-o noi odată. Adică asta a fost pe la începutul seriei cursa, cred în primul sau doilea episod. Trage bine mașina. Mi se pare că în episodul anterior și sau acum două episoade mă plângeam eu că e nitro cam lung și parcă nu prea are putere de să tragă, dar acum observ că are vlag în ea. Să țin ăștia. Acum na, nu-i de mirare că vă dați seama că jocul e mai greu acum. Stage-ul 4, mai avem doar stage-ul 5 și e gata jocul, să zic așa. Nu știu cât de bine se vede la voi, dar... mi se pare că mie merge bine, nu știu la voi, că l-am pus să meargă în 60 de frame-uri când filmez, din OBS. Și văd că și ăștia au luat tot pe scurtătură, vedeți? Cât de inteligent e calculator. S-ar putea să mă ia. Și ce nu-mi place, toți sunt unul... nu știu dacă vedeți pe GPS, sunt toți acolo ogrămădiți. Adică dacă unul mă ia, s-ar putea să mă ia toți. Aia nu prea-mi place. Hai că dăm. Problema e că n-am avut pe unde să-mi consum nitro în cursa asta. What? Stai așa.
Da, cred că-i da, e cursa aia. Da, ce ca știu că am mai făcut 156. Nici nu mai știu cum le-am avut, că nu, nu prea mi s-a părut să fim extrag în cursa asta. O steluță pe hartă. Deci da, iar avem parte de circuite. Din păcate. Ia să vedem. Uite, ăsta nu l-am făcut până acum. E cam mugât. Trei ture. Ford Mustang, GTO și Ford Focus. De asta nu fac greși că e prost. Ce faci, mă? El cu motorul lui de... Cred că motor de 1.6 are mașina aia. Dacă stau să mă gândesc, cu 1.6 are. Nu știu dacă are 1.8. Hai să vedem. S-a luat pe două căi. Ce oră face mașina lui asta? Au! Mă scuzi. What? Nu știu dacă s-a auzit cum făceam o mașină. Cum s-a auzea motorul mai degrabă. Deci da, bine de știu să o iau pe partea cealaltă. Atât de rapid era pe foc cu Mustangul. L-a luat pe ăsta la altă. Sau, da, de fapt, la el a fost mai mult de mărți pe autostradă, cred. Ați duce destul de tare din bunul ăsta. Vedeți, am două ture maxime de nitro. Deja asta ar trebui să-mi ajungă pentru mult timp. Vedeți cum să pare. Cum să vede când... Când bag nitro. Să-l simi asta. Acum nu-i de mirare, el are motor mare pe mașina lui. Uite autostrada. Hai să vedem. A, mi se pare că am făcut data trecută noi ceva upgrade-uri. Mi-am dat jos din greutate, de aia cred că mi se pare mie acum ușoară. Uai de capul meu. Atâta de tare nu m-am dus sincer prin oraș. Uitați-vă că i-am lăsat pe ea la în urmă destul de mult. Dar oricum ajung înapoi. Nu-i problemă. Iată, deja m-au ajuns. Minunat. Hai că revin eu când termin cursa, că n-are rost să vă țin. Era să pierd cursa, fix ultima tură am comis-o, dar din fericire aceeași poveste o făcut și asta cu Mustangul. Și dacă nu o comitea și el, pierdeam cursa. Bun, mi-o dacă e jocul. Deci... Deja la pucă. Uai de cap, nu pleacă mă că nu le fac pe astea. Pe asta sigur nu fac. Am mai făcut-o odată și m-am lămurit că e lungă rău. Mă las de iau. Hai zicem că fac pe asta. Sper că nu mai îndecă jocul. Îmi place că îi putem întoarce foarte ușor. A, n-am văzut. Am spus că trebuie să o ținem în față. Audi A3 mi se pare că are asta din spate. Crește de secunde. Nu pot să intru tare în curbă pentru că vedeți că sunt foarte ascuțite și parapetul ăsta îl urăsc.
El are Audi. Adică mașina lui e mică. Și intră mai ușor în curbe. Deci acum e foarte, o simt mult mai agresivă mașina. Aia, deja prinim 100 pe drumul ăsta, în distanța asta foarte scurtă. Deci ajungem pe ultimii. Dacă ar mai fi vreo 5 ture, cred că i-aș lua. Vedeți ce repede intră ea în curbe. Nu pot să intru ca ei. Aici pe drept îi depășesc. Cred că intră așa cu 50, dar la mine cam la limită. Că tot nu e de ajuns. Vedeți cât de rapid accelerează. 1.59. Bun, vreau să mă duc la sprintul de aici din față. Și cred că o să mai facem driftul, cursa de drift din spate. Hai keyframe asta. Bănuiesc că începem din oraș, nu? Asta e dublura deja, pentru că noi am mai făcut exact cursa asta. Dar că vă dați seama că acum o să fie mult mai grea. Nu știu, o să ducă mai tare. Petrecerea de altfel o să fie mai mare. Pentru că s-ar putea să pierd cursa. Deja să mă duc doar așa toată cursa. Bine că data trecută nici nu mai știu cât am avut. 170. Nu știu, jocul ăsta prin faptul că are curse dublate sau chiar inverse. Îmi place așa să văd că... Cum zic? Îmi place să văd cât am scos a doua oară față de prima tură în care am făcut cursa. Adică noi data trecută, că aveam mașina mai slabă, nu ies cam o să scoat că am scos, adică un timp mai mare, mai mult decât cum o scoatem acum. Acum cred că scoatem 2 minute, să zic. Deja ieșim de pe autostradă și nu mai avem mult. Atunci cred că am avut 2 jumate. Într-un fel ăsta așa. Parcă s-a mintit. Și mult mai intră mai tare și în curbe. Aici o să mă ia. Pentru că de obicei mă iau la curbe. Nu, 2:20 scoatem acum. În orice caz, eu cred că am scos mult mai puțin decât data trecută. Ia să vedem, ne lua cineva la vite 176-77. 148 aia, what? Și-a fost loc 2 și 3. Lungă. Cred că și pe asta am mai făcut o dată. Nu știu exact. Sau nu, cred că n-am făcut-o totuși. Destul de grea va fi asta, pentru că deja văd că are 3 ture și
S-ar putea să ne luăm urât rău de tot. Mai ales ăsta cu Toyota Supra. Deci Toyota Supra e bună în orice. La viteză, la accelerație, la curbe, la drifturi, la tot ce vrei. Adică știi, cred că știți cu toții că mașina asta e legendară. Dar vedeți când ia și la viteză. Hai că acolo i-am făcut-o. Vreau să iau zidul. Am făcut-o că mă deranjează, nu de alta. Am pierdut un drift de 14.000 de puncte, dar nu contează oricum, sunt în locul 1. 120.000 și... am apropiat destul de mult de ei, 70.000. Cred că e programat să atingă și numai 70, deci cumva cu limitator de viteză să vă blocați la 70. Nici nu știu, hai să vedem dacă am primit ceva la upgrade-uri așa de final de episod. Deși nu prea cred, dar măcar să încercăm. Mai am gândit eu că e unul. Am vrut să trec printre ei, dar nu mi-a ieșit. De fapt, cred că nici nu aveam loc. Poate am primit ceva interesant pe aici. Băguit ăla, cred. Oh, turbo, wow! Turbo 2 kit. Deci... acum ar trebui să rupă. 192.000, 3.93 prinde 100. Și 10.89, 160 la oră. Păi bănuiesc că nu cred că am avea ce să... schimbăm. Cui tuning. La mașina acum ar trebui să fie tank, să se comporte foarte puternică. Trage mult mai bine, are putere mai multă și cuplu. Deci cam atât pentru episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut, iar noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!